Stația de deșeuri din Mediaș a fost la un pas să se facă scrum în cursul nopții trecute din cauza unui incendiu izbucnit în locație. Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca flăcările să nu înghită absolut tot ce le-a apărut în cale. Pompierii spun că deșeurile s-au autoaprins și au ars cu flăcări înalte de câțiva metri, degajând un fum gros. Flăcările s-au extins cu repeziciune, au înghițit deșeurile menajere și vegetale depozitate pe o suprafață de 100 de metri pătrați și riscau să cuprindă și stația de sortare. Salvatorii au intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă luptat câteva ore bune cu flăcările dezlănțuite. Nu au fost înregistrate victime, însă pagubele sunt importante. Au ars mai bine de 15 tone de deșeuri. Azi noapte, în jurul ori 12, pompierii militari ai detașamentului Mediaș au fost solicitați să intervină de urgență în municipiul Mediaș la stația de transfer deșeuri pentru localizarea și lichidarea unui incendiu. Pompierii s-au mobilizat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospeciale de primă intervenție și un echipaj smurd. Sosite la fața locului, forțele operative au constatat că incendiul se manifesta cu flacăre deschise la o stivă de deșeuri menajere și vegetale, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, cu risc de propagare la hala de sortare. Intervenția promptă a pompierilor a dus la limitarea și lichidarea incendiului, astfel acesta nu s-a propagat la hală, însă au ars aproximativ 15 tone de deșeuri. În urma cercetărilor făcute la fața locului, cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost autoaprinderea. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Apropierea alegerilor localei ar putea salva pe român de povara unor impozite mai mari. Coaliția de Guvernare ia în calcul varianta în care să se renunțe la creșterea impozitului pe locuințe, indiferent de cât de mari sau de bine poziționate sunt acestea. Măsura ar putea veni din cauza faptului că primarii din teritoriu, deși sunt de acord cu o formulă de creștere a taxelor și impozitelor, nu vor să fie ei cei care impun alegătorilor să scoată mai mulți bani din buzunar. Pe surse au apărut informații conform cărora o decizie privind majorarea taxelor și impozitelor ar putea fi luată în cursul acestei săptămâni. Inițial, aleșii au vrut să folosească grilele notariale pentru creșterea taxelor și impozitelor și au dat însă repede seama că nu vor reuși să aplice prevederea pentru că administrațiile locale nu ar avea când să își coreleze grilele de impozitare, astfel încât măsura să se aplice de anul viitor, așa cum ar dori guvernanții. S-a luat ulterior în calcul varianta creșterii bazei de impozitare cu 50% și aici au apărut discuții în contradictoriu. Primarii și-au exprimat expres dorința ca această creștere să vină de la centru, nu să fie puse pe seama autorităților locale, așa că se ia în calcul respingerea ordonanței în Camera Deputaților. Dacă se va reveni la varianta cu impozitarea conform glideror notariale, atunci acestea ar putea fi aplicate cel mai probabil din 2024. Violența în familie pare să devină obișnuință la Sibiu. În doar 24 de ore, polițiștii din județ au emis trei ordine provizorii de protecție pentru persoane care au fost abuzate. Oamenii legea trag atenția asupra faptului că numărul cazurilor de violență domestică este în continuă creștere în ultima perioadă. Polițiștii le încurajează însă pe victime să ia atitudine, să ceară ajutor și să ceară ordine de protecție împotriva abuzatorilor. Printre cei care au cerut ajutor se numără un tânăr din Tălmaciu care a cerut ajutor oamenilor legii după ce tatăl său băut fiind la amenințare a mai cerut ajutor și o încă agresată de concubin, dar și un tată și fiul său care nu au mai reușit să-și potolească fica agresivă. În ultimele 24 de ore, polițiștii sibieni au emis trei ordine de protecție provizorii, ca urmare a intervențiilor realizate în cazuri de violență domestică. În jurul orei 15, ieri, un tânăr din orașul Tălmaciu a sesizat polițiștii cu privire la faptul că tatăl său, în vârstă de 49 de ani, a revenit la domiciliu într-o stare avansată de ebrietate și amenință cu acte de violență. Polițiștii din cadrul poliției orașului Tălmaciu au intervenit în regim de urgență și constatând existența unui risc iminent la adresa siguranței tânărului, au emis un ordin de protecție provizoriu prin care bărbatului i s-a interzis, printre altele, să se apropie de locuință la o distanță mai mică de 100 de metri. În jurul orei 21 și 30 de minute, bărbatul însă a revenit la domiciliu, încălcând astfel prevederile ordinului emis cu câteva ore în urmă, iar din cauza faptului că se manifesta recalcitrant și agitat, polițiștii au la măsura internării sale nevoluntare în Spitalul de Psihiatrie Sibiu. În jurul orei 17.30, de minute, polițiștii secției de poliție rurală Agnita au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat în vârstă de 29 de ani din Ghijasa de Sus, după ce s-a constatat că manifestă un comportament periculos față de concubina sa, agresând-o fizic. În jurul orei 18 și 30 de minute, polițiștii secției de Poliție Urbană Sibiu au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unei tinere în vârstă de 19 ani din municipiul Sibiu, după ce, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânăraș ar fi agresat fizic fratele și tatăl în locuința din municipiul Sibiu. În toate cauzele enunțate au fost deschise dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență domestică. Cercetările sunt continuate sub supravegherea unităților de parchet competente. Polițiștii Sibien explică faptul că violența domestică este un comportament des folosit de către persoane rău intenționate, care vor să dețină controlul total asupra partenerului de viață sau asupra unui membru al familiei ori al unui apropiat. Cel mai adesea pentru a se impune abuzatorul folosește intimidarea, violența, teroarea, manipularea și umilirea. Violența domestică afectează persoane indiferent de mediul social sau economic. Victimele violenței domestice trebuie să știe că nu sunt singure și că, printr-un simplu apel la 112, pot primi ajutorul de care au nevoie. Pot găsi în polițiști un sprijin de nădejde și pot obține ordine de protecție provizorii care să îi țină departe de, de abuzatori. Victimele violenței domestice sunt sfătuite să își facă un plan, să discute cu apropiații despre ceea ce li se întâmplă și să ceară ajutor. Atenție, ordinele de protecție pe perioade mai mari de 5 zile se pot obține doar în instanță, așa că este foarte important ca victimele să depună plângere la poliție împotriva abuzatorului și să nu-și o retragă la rugămințile sau amenințările acestuia. La aproape o lună de zile de la debutul lucrărilor, esplanada Mihai Viteazu începe să prindă contur. Muncitorii sunt la datorie zi de zi. Până la momentul de față au fost demontate vechile balustrade sau refăcut cofrajele pentru a permite montarea unor balustrade de protecție noi. A fost scos pavajul vechi, s-a spart și cimentul și s-au făcut reparații acolo unde a fost nevoie. Iar acum muncitorii lucrează pentru amenajarea noului pavaj. După finalizarea lucrărilor, luna viitoare, cel mai probabil în 13 decembrie, în zonă, municipalitatea a solicitat pe lângă lucrările de reparații necesare și lucrări de amenajare peisagistică. În zonă vor fi amenajate mici insule cu iarbă, piatră ornamentală și chiar ghivece cu pomi. Lucrările se execută sub trafic pietonal, iar magazinele din zonă funcționează normal. Investiția are o valoare totală de 383.000 de lei. Spitalul județean Sibiu a scos la concurs postul de șef al unității de primiri urgențe. Medicii interesați să conducă cea mai dinamică secție a spitalului își pot depune dosarele de candidatură până în data de 14 noiembrie. Momentan, secția este condusă cu caracter de interimat de către medicul Constantin Roșca. Acesta spune că își dorește ca UPU Sibiu să fie condusă de către un profesionist desăvârșit. Oricine este dispus să vină, poate să vină la concurs, nu este nicio problemă, este liber. Eu vreau să fiu cel mai performant aici. Viitorul șef al UPU Sibiu trebuie să aibă un proiect bine pus la punct pentru secția pe care vrea să o păstorească. De altfel, examenul va consta dintr-un interviu în care medicul să își prezinte și susțină proiectul. Pe lângă această probă se va da și un examen scris, iar candidatul va trebui să și dovedească și aptitudinile practice. Pentru a candida la postul scos la concurs, candidații trebuie să fie medici, să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea postului, să nu fie avut sancțiuni disciplinare, cel puțin în ultimii 2 ani, și să fie absolvenție cursului de management al serviciilor de Sănătate. Constantin Roșca a mai fost șef al urgenței sibiene. A preluat interimat postul în plină pandemie după ce fostul medic șef UPU a demisionat. În mod normal, concursul pentru medic șef ar fi trebuit să se țină în primăvară, însă, din cauza pandemiei, acesta nu a putut fi organizat. Întotdeauna examenul de medic șef de sexie se ține o dată la la patru ani. Indiferent plus. A fost o perioadă pandemiei când nu s-a ținut din motive organizatorice, trebuia să se țină în primăvară, primăvara aceasta, da va ține în Noul șef UPU se va bucura de condiții moderne de lucru. Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean Sibiu a trecut în ultimii ani printr-un amplu proces de modernizare, dar și printr-un proces de îmbogățire a organigramei, astfel încât atât personalul medical cât și pacienții să beneficieze de cele mai bune condiții. În fiecare an, în data de 8 noiembrie, este zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi, dar și pentru cei greco-catolici. În această dată sunt sărbătoriți Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Cei doi sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri. De numele lor se leagă importante pasaje biblice. Cei doi arhanghel sărbătoriți la 8 noiembrie sunt prilej de bucurie pentru aproape 1,5 milioane de români care poartă numele celor doi sfinți. Potrivit autorităților, în țara noastră își serbează onomastica la 8 noiembrie aproape 633.000 de, de femei și peste 821.000 de mii de bărbați care poartă numele de Mihai, Mihaela, Gabriel sau Gabriela, ori derivate a celor două nume. Arhanghelul Gabriel este cel care le-a vestit părinților Joachim și Ana nașterea Fecioarei Maria. Tot el a fost cel care a vestit nașterea Mântuitorului. Despre Arhanghelul Mihail, tradiția creștină spune că este primul înger care a luptat împotriva îngerilor răzvrătiți din cer. Tot despre el se spune că este cel care conducea sufletele decedaților spre locuința morților.